Evident. Și Oana Moraru, profesor de limba română. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc că sunteți cu noi. Doamnelor, discuția noastră pornește de la gripă, pentru că e o situație care îngrijorează foarte mult pe părinți. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, despre câteva măsuri care ar trebui să se găsească în fiecare școală, în fiecare familie, declarația. Suntem în pragul unei epidemii de gripă. În afară de vaccinare, care este cel mai sigur mod de a ne imuniza, avem de respectat măsuri igienico-sanitare. Avem de evitat aglomerațiile. Părinții trebuie să își țină copiii acasă, iar în școli fiecare dascăl să efectueze un triaj epidemiologic. Există zone unde virusul gripal circulă mai intens. Este Bucureștiul, Constanța, zona de vest a țării. Dar situația putem să o generalizăm la nivelul țării în acest moment, pentru că din toate județele mi s-a semnalat creșterea numărului de cazuri de viroze respiratorii. Doamna ministru, ori nu știe cum se întâmplă la școală, ori... Nu, dar aceste măsuri chiar se pot trebuie să facem. Da, eu chiar profesori cred că care fac triaj epidemiologic? Avem cabinete medicale în aproape în toate școlile și este prima lor grijă. Pe de altă parte, elementele esențiale de care și părintele trebuie să aibă grijă când îl vede pe copil că este răcit, că ceva, o stare de sănătate nu este tocmai în regulă, trebuie să se alarmeze, mai ales în această perioadă, și să-și ia măsurile corespunzătoare. În același timp, spălatul pe mâini, veșnicul spălat pe mâini, este extraordinar de important în fiecare zi pentru fiecare dintre noi, nu avem cum să nu facem apel. Noi am transmis în sistem, mâine din nou avem o discuție cu inspectorii școlari și vom relua această idee cât se poate să ne protejăm copiii. Sigur că doamna ministru spunea despre păstrarea copiilor acasă, nu, în măsura în care ei sunt bolnavi, au probleme de sănătate. Mai sunt 2 săptămâni de școală din acest semestru, deci copiii merg la școală în aceste 2 săptămâni, se încheie mediile, adică o perioadă importantă. Se mai adaugă note pentru cei care eventual nu au suficiente. Copiii merg cu transportul în comun? Merg cu transportul în comun, evident. Copiii merg la școală în București, iar dau exemplu școlii fiului meu, o școală din centrul capitalei unde nu există săpun la toaletă. Asta este neplăcut. Probabil că măsura ar fi să plece cu săpunul de acasă. Nu, măsura, știți care este, nu este aceasta. Să plece cu un pachet de șervețele. De regulă, șervețelele acestea umede sunt antibacteriene și trebuie învățați copiii. E bună masca? E bună și masca, dar în general copiii nu cred că au așa o mare bucurie să o păstreze. Dar șervețelul este un element extrem de la îndemână și trebuie să învețe să-l folosească. Profesori care fac triaj epidemiologic? Nu, în general dacă copilul a intrat deja în sala de clasă, triajul ulterior e inutil. Iar problema asta a lipsei de hârtie la toaletă și săpun e valabilă și în... Și mai mult de atât, e o problemă pe care n-am rezolvat-o de mult, aceea supravegherii copiilor în pauze. Nu există responsabil adulți de conduita lor interacțională și nici cea care ține de sănătate, de spălat pe mâini, într-o perioadă în care ei sunt în plină formare din punctul ăsta de vedere. Deci partea asta de triaj, de igienă în școli, știm bine că nu este corect reglementată. Sunt încă grădinițe care primesc copiii cu tratamentul la ei, pe ideea că părinții n-au ce să facă. În privința respectării regulilor de igienă și sănătate în școli, nu avem niște regulamente care sunt verificate și ținute. Știu școli din afară, în Finlanda, de pildă, și la clasa 12-a, dacă un copil prezintă semne mici de răceală, este imediat trimis acasă, e cabinet la intrare. Eu sunt pe multe, multe grupuri de părinți cu copii de toate vârstele și asta e o problemă care se discută de cel puțin din 2006-2005, de când urmăresc ce fac părinții online sau ce vorbesc prin școli. E un mare of acela că nu reușim să triem copiii și să nu o blocăm răspândirea gripelor de sezon sau a bolilor copilului. Ca la spital cu gel din acela de curățat mâinile? Și sunt tot felul de discuții că nu sunt chiar antibacteriene. Noi ar trebui să avem toaletele curate și băncile curățate și pe dedesubt și pe deasupra, igienii cu materiale profesionale. Astea sunt în standardele de curățenie a oricărei școli, dar nu se respectă întotdeauna. E o femeie de serviciu la holuri de 12 clase. Da, asta se întâmplă, însă cred că totuși primul triaj îl face părintele acasă. Este, îl vede pe copil, nu-l lasă să ducă în colectivitate, pentru că, în primul rând,
propriului copil îi este ceva mai rău. Ați fi uimită cum fac părinții triajul și trimit la școală. Că n-au... Adică nu ne putem baza pe părinți și pe... E adevărat, dar îndemnăm să nu facă acest lucru. Pentru că până la urmă ar trebui să fie și o școală a părinților. Toate lucrurile se învață. De multă vreme am gândit la acest lucru și poate că într-o zi vom și reuși să facem o școală pentru părinți. Și poate și în lege să avem un capitol special dedicat părinților. Am văzut în legea japoneză și poate ne inspirăm. Până la părinți, eu cred că pe părinții învață tot profesorii. Sau... E adevărat. E un dublu proces, nu? Părinții, școala, școala, părinții și atunci toată lumea e fericită. Întrebarea aici este dacă profesorii sunt interesați să facă mai mult decât îi obligă legea, de exemplu, și iar mă întorc la triajul epidemiologic, îi interesează pe profesori că în clasă cineva își trage nasul sau strănută, tușește? Credeți că îi interesează? Chiar ar trebui să intereseze. Acesta este punctul meu de vedere. Că interesează sau nu, n-aș putea să garantez că pe toți îi interesează. Așa cum n-aș putea să susțin ce spunea doamna Mărar mai devreme, și anume că nicăieri, nicio școală, în pauză, profesorii nu fac de serviciu și nu sunt pentru copii. Am văzut foarte multe școli în care profesorul care este considerat profesorul de serviciu sau toți profesorii, cum este cazul Colegiului Național Gheorghe Lazar, în pauză sunt printre copii, ceea ce mi s-a părut absolut extraordinar. Și nu este singura școală. Acolo am văzut eu și m-a impresionat chestiunea asta. Bun. Obsesia tuturor este școala finlandeză, acest sistem de referință. Ne raportăm la școala finlandeză. Aflăm tot felul de lucruri despre ce se întâmplă acolo. Copiii nu au teme, copiii sunt lăsați să se dezvolte, sunt încurajați să aibă imaginație, le este cerută părerea. Ce se întâmplă în Finlanda, comparația cu România, și ne întoarcem. We start the week normally in this class by doing exercises that we will go into later in the week. So we have this, we call this diamond lesson. So you have to go to all the five stations on your own time. While I am in one station normally, I can follow what they know, what they've learned, and concentrate on only five kids at the same time. Do you evaluate them? How? Yes. Just a second. I have to... She's very loud girl. So we evaluate all the time, but it's an ongoing evaluation. So we see what they know, what they cannot do yet, and then we focus on those kids who have problems. At the end of the semesters, we give them evaluation, but it's not with numbers. It's like you have achieved your goals, or you have achieved your goals excellently, or you still need to work on your goals. So it's more guiding than actually like comparing an evaluation like that. Some kids have different goals than the others. Like if you have some problems with math, you're not aiming where everybody else is aiming. You have your own goals. How important is the relationship of a teacher with the children? It's part of the motivation. That's important. The idea that they respect you and are not afraid of you is important. I've been teaching in many parts of the world, so I enjoy the Finnish system most because it gives you freedom, so you can fulfill your ideas as a teacher. Nobody comes from above to say you need to behave like this as a teacher, you need to do exactly this, the children need to learn this. So I like the freedom that you can learn from the children what they need to learn, and then you start teaching what they need. Suntem în partea de est a orașului Helsinki, într-o zonă considerată mai slab dezvoltată economic față de restul.
Însă așa arată o școală aici. O școală ce are un buget anual de aproape 8 milioane de euro și unde învață peste 900 de copii, majoritatea dintre ei provenind din familii de imigranți. Se vorbesc așadar peste 30 de limbi materne străine. Ce ne diferențiază de stilul de învățământ din Finlanda? Din păcate, mult prea multe. Ne oprim asupra două dintre cele mai mari probleme ale sistemului. Una dintre ele, școlile în care un singur învățător predă tuturor copiilor de ciclu primar, de la clasa 0 la clasa 4. Bună ziua! Bună ziua! Primii elevi care ajung la școala din Vădeni, un cătun aflat la 80 de kilometri de municipiul Galați, sunt doi copii din grupa pregătitoare și patru din clasa a patra. Două ore mai târziu vin și cei din clasele 1, a 2 și a 3. În total, 18 copii. Bună ziua! Ce oră avem noi acum? Învățătoarea predă de 20 de ani în acest sistem, în care are în clasă elevi de vârste și niveluri școlare diferite. Nu e atât de ușor, dar dacă ești hotărât și îți place ceea ce faci, te împarți și la clasă și la cealaltă clasă. S-a ajuns la acest sistem de învățare din cauza că sunt foarte puțini elevi. În plus, satul rămâne adesea izolat iarna, când zăpada acoperă drumurile care îl leagă de alte localități. Pentru copiii care au rămas la Vădeni și învață în clase simultane, că e un avantaj. Un avantaj că se aproape de casă, un învățător pe care îl cunosc că este chiar din sat. Cu ce bagaj de cunoștințe vor ieși din școală acești copii, vom vedea abia peste câțiva ani, când poate nu se va mai putea face nimic. O altă mare problemă a educației din România este faptul că deciziile se iau din birou și de multe ori fără legătură cu realitatea. Statul îi lasă de izbeliște tocmai pe cei care ar avea nevoie primii de ajutor, copiii care trăiesc în sărăcie. Engleză, franceză, sport și calculatoare. Și ce ai vrea să faci când vei fi mare? Ce ți-ar plăcea să faci? Să mă fac polițist. Năzuințe au toți copiii, însă drumul până acolo trece printr-o școală românească marcată de lipsuri. Mii de copii români trăiesc în ghetouri, condamnați la sărăcie. Unul din 10 nu ajunge la școală. O radiografie făcută de cei de la Salvați Copiii arată că în 2016 peste 380.000 de copii nu erau înscriși în nicio formă de învățământ. Motivele sunt mai mereu aceleași: sărăcia și excluziunea socială. În Ferentari, șansa copiilor depinde de voluntari, de oameni care au investit timp liber, energie și bani pentru a-i ajuta. Uite cu doamna din fața ta și stai aici, vino cu acea mai repede. Noi lucrăm cu doamna! Perfect, o mulțumim! Ce a ajutat cel mai mult la noi a fost mașini de spălat și detergent. Erau o mulțime de copii care nu veneau la școală, încă miroseau urât și că n-aveau hainele curate. Odată ce am rezolvat partea asta de mașini de spălat și detergent, automat lucrurile au început să meargă mai bine. Și adăugăm discuției noastre observații pe care o făceam mai devreme, doamna ministru. Aveți acolo o fișă de observație pentru o elevă de școală generală, termina școala generală în 1939-1940. E o fișă care a circulat pe internet. Și am observat acolo cât de minuțioase erau observațiile. Se făceau acolo există notări făcute profilul, de profesor. Profilul. Dincolo de profilul psihologic și de note, constatăm că se vorbea despre câți copii sunt acasă, câți copii dorm în aceeași cameră. Dacă este curat. Ah, voilà. Acum există astfel de observații la școală? Din păcate, dar eu cred că spre acest lucru trebuie să ne îndreptăm. Pentru că, până la urmă, o școală n-are nicio șansă să performeze dacă părinții și profesorii nu lucrează împreună pentru binele copilului. Este singura șansă pe care noi o avem. De aceea eu cred că atunci când un copil lipsește dintr-o școală,
Noi acum încercăm să facem o evaluare, pentru că s-a pronunțat aici o cifră uriașă, sute de mii de copii care nu merg la școală. Sunt foarte mulți copii care au plecat cu părinții lor în străinătate și care, din păcate, nici la evidența populației, nici în sistemul de evidență pe care îl are ministerul, nu se specifică foarte clar dacă este plecat în străinătate la o școală din străinătate sau dacă lipsește pur și simplu pentru că nu vrea să meargă la școală sau nu poate să meargă la școală. Dacă reușim să întărim această relație a părintelui cu școala, a profesorului cu părintele, cred că avem o șansă să facem cum școala mai bună. Am văzut aici în ce ne-ați arătat și știam din ce am citit. Vedeți, în Finlanda vorbea doamna profesoară de obiective. Cred că asta trebuie să facem și noi, prin viitoarea legea învățământului. Să stabilim clar ce obiective trebuie să îndeplinim atunci când elevul, copilul termină grădinița, ciclu primar, gimnazial și așa mai departe. Ce trebuie să știe el după ce încheie un ciclu? De exemplu, la sfârșitul ciclului primar, ce trebuie să știe? Să scrie, să citească, să socotească, să se relaționeze cu oamenii. Ar putea să fie câteva obiective pe care să le urmărim ca ele să fie duse la îndeplinire. Și fiecare profesor de ciclu primar sau învățător să răspundă doamna pentru profesor. Aceste obiective. Da, bine, obiectivele astea vorbim de ele de parcă inventăm sistemul de învățământ de astăzi. Ele există dintotdeauna. Marea problemă e că nu există. Uitați-vă în lege, să vedeți că dacă există, ele sunt prinse. Există profilul preșcolarului, copilului asta de clasa a doua, a treia, a patra. Problema e că nu există niciun fel de sistem de monitorizare, feedback și de reglare a calității profesorului de la clasă. Profesorul român nu este controlat, monitorizat, nu îi se cere responsabilitate pentru plusvaloarea sau pentru comportamentele pe care le modifică pe un an, doi, trei, patru de zile. Știu o mulțime de profesori care continuă de ani de zile practici absolut în afara oricărui calificativ la clasă și care sunt acolo pentru că sunt numiți și titulari de sistem pe viață. A doua mare problemă, dacă nu prima, e politizarea sistemului. Ce tip de monitorizare o să facem noi a respectării profilului școlarului sau absolventului de liceu, de gimnaziu, dacă știm bine că inspectorii școlari, metodiștii, cei care vin și fac inspecții la catedră, fac parte din nomenclatura de partid, nu trebuie supărați. Eu locuiesc și am locuit într-un oraș micuț, în Călăraș. Imediat după instalarea PSD-ului s-a schimbat inspectorul școlar cu cineva care nu dovedise nimic în educație până atunci și care nu e respectat deloc în oraș. La fel, mari directori de școli și de licee nu sunt oameni care au dovedit calitate profesională la catedră. Cum poate acest profil pus din nou într-o nouă lege a învățământului să regleze problemele astea care țin de politizare? Mai e vorba de multă inechitate socială. Apropo de liceul extraordinar pe care îl menționați, știți că liceele care au și gimnazii aplică un examen de intrare a copiilor de clasa 5-a. Știți că acești copii care doresc să intre în acest liceu, se meditează cu profesori din cadrul liceului? Știți că avem copii de clasa 1 selectați? Eu știu sigur că am o groază de colegi în sistem despre care știu ce fac. Și avem un mod, că vorbeam de oazele de calitate ale educației în România, avem un mod de segregare socială și economică a copiilor încă de la clasele pregătitoare. În orașul meu și nu numai, sunt aleși pe Sprânceană, copii la clasa pregătitoare de învățătoarea X cu renume în oraș, sunt selectați din familiile bune care pot susține și meditații, care pot susține clasa cu materiale cumpărate de ei. Copiii ăștia merg în continuare la gimnazii cu cele mai bune încadrări la clasă, intră la licee pe criteriul acela al notelor. Tot timpul selectăm din populația școlară cei mai buni copii, cele mai bune familii, care chiar conlucrează cu profesorilor. Sigur că conlucrează pentru că sunt legați de meditație, sunt legați de interese de propulsarea copiilor mai departe către facultăți despre care nu mai vorbim. Deci este vorba nu numai de inechitate socială, dar chiar și corupția acceptată de foarte mult timp. Asta cu selecția copiilor pe sumasă de învățătoare în funcție de capacitatea părinților de a-i susține și de interesul părinților pentru educație e nedreaptă. Conduc o școală mică unde am luat copii pe burse din mediul rural.
foarte greu mai integrezi copiii cu șansa a doua, chiar și de la clasa întâi. Lor le lipsește extraordinar de mult educația timpurie. Vin copiii din zonele rurale, într-un mediu educațional bun, dar care au ratat primii 6 ani de viață. Și cum se simte asta? Foarte greu îi recuperez, foarte greu și pe cei din familii care chiar n-au, nu știu, n-au aplicat abuzuri acasă sau care n-au zis. Educația preșcolară, despre care neuroștiințele spun acum că face diferența între copii propulsați bine la clasa 1-a, 2-a, e foarte neglijată în România. E foarte neglijată. Bine, am înțeles că în România nimic nu este în regulă. Dumneavoastră sunteți profesor în acest sistem, dar ca să mă întorc puțin la județul Călăraș, de exemplu, într-unul din licee, nu le știu pe toate, este director doamna profesor Ramza, care are o carieră în învățământ de, cred că spre 30 de ani cel puțin. N-a înlocuit-o nimeni de acolo, a fost inspector școlar. Sigur, atunci cum puteți să spuneți? Nu e adevărat că nu sunt excepții. De ce n-au locuit-o? Dumneavoastră, pentru că e o profesoară foarte bună. Și uitați-vă, elevii de la acest liceu au prezentat de curând în Parlamentul European un moment foarte interesant. Deci, se poate și în Călăraș. Am văzut școli din Călăraș în zonele cu foarte mulți romi și am văzut învățătoare atât de dedicate încât de câte ori mă gândesc la ele, n-am cum să nu le asigur de tot respectul meu nu și de toată conținerea mea. Nu contestă nimeni că avem oameni de valoare în România da. Deci, și profesori buni la catedră. Că sunt părinți am care sunt mai interesați. Nu, sistemul politizat. Greșiți. Explicați-mi de ce e sistemul politizat. Aveți ideea cât de frică le profesor. Eu n-am să schimb niciun director decât atunci când îi se încheie mandatul sau atunci când nu își îndeplinește misiunea pe care o are să ducă performanța în școală. Interesați-vă, cum a fost numit inspectorul general la Călăraș, dacă tot ne-am întâlnit. Cine a fost inspector școlar înainte? Interesați-vă, dumneavoastră, cine a fost nu vreau să facem un caz. Doamne, inspectoare care vedeți. Este acum. Păi știu cine a fost. Și eu știu și pe doamna aceasta. Venea din poziția de director de la o școală. Care era problema? Ca director de școală nu poate să fie inspector, atunci cine nu, poate? Sunt oameni care nu sunt spune respectați că nu avea, și care n-au dovedit profesional nu avea palmares, că fac pur și simplu. Doamna ministru, da. Învățătorii sunt obligați să îi treacă clasa pe cei de clasa 1, pe toți copiii. Cum poate fi asta acest un obiectiv? Lucru, din păcate, este o prevedere legală. Până în clasa 3-a nu-i pot lăsa repetenți, dar eu cred că trebuie să revenim asupra acestui aspect, pentru că iată unde suntem. Termină clasa, ajungem la clasa 8-a și atunci constatăm că nu știu să scrie bine, că nu știu să calculeze bine și că sunt 36% nu sunt în stare să ia 5 la evaluarea de la clasa 8-a. Deci cred că obiectivele de care vorbeam trebuie să le stabilim prin lege și în fișa postului fiecărui profesor. Deci sunteți de acord că un astfel de obiectiv e o greșeală? Să-i treacă pe toți? Da, categoric. Clasa 1. Nu, categoric. Dar e demonstrat că n-ai voie să lași repetenți pentru că, din punct de vedere psihologic, n-ai niciun efect asupra copilului dacă lași repetent la vârsta de mici. Ce străduiești mai mult să-l înveți ce trebuie să-l înveți la clasa 1. N-ai voie să lași copii repetenți cadrul didactic responsabil totalmente. Deci împotriva oricăror studii, apropo de studii ale oamenilor de știință, nu există niciun impact. Sunt studii întregi care studiază că lăsatul repetent nu rezolvă, nu-l motivează pe copil, nu-l aduce mai repede pe calea cea bună. Sub nicio formă nu putem lăsa repede. Soluția ar fi responsabilizarea profesorului la clasă și obligația fiecărui învățător de a trata diferențiat copiii. În momentul ăsta e o nebunie întreagă. Încă de la clasele pregătitoare și clasa întâi sunt concursuri și examene școlare individuale, concursuri școlare academice, o mare întreagă de auxiliare curriculare pentru portofoliul învățătoarei, că cu cât ai mai multe sau participări la concursuri ale copiilor, cu atât ești învățătoare mai bună. Forțăm enorm copiii de 6-7 ani, ignorând total pragul de dezvoltare psihosomatică a vârstelor, doar de dragul portofoliului profesorului și pentru că în continuare punem în centrul educației profesorul, catedra lui, portofoliului, liniștea lui. Asta nu eu nu neg că nu avem oameni excepționali, dar câți dintre acești oameni excepționali pot răspândi și bunele practici? Doamna profesoare, aici este eu, pe aceeași pagină cu doamna din Finlanda. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu trebuie să exagerăm. Adică nu toată lumea e așa. Că pot să fie cazuri, nu le neg. Dar din respect pentru cei care își fac meseria cu seriozitate și cu responsabilitate, simt nevoia să-i apăr și pe ei. Dar nu vorbim de oameni, vorbim de un sistem segregat, corupt și politizat.
de un sistem pentru care nu s-a făcut nimic de 30 de ani și care, cu noua lege educației, sper din toată inima că în mandatul acesta al patrulea salvați, să zicem, niște aparențe, e incredibil că încă discutăm în România aparențe. Secolului 21 de doamna copii aleși pe sub catedră, deci, cu interviuri vorbiți, la părinți și cu cadouri. Nu vă supărați, nu faceți abordări de felul acesta, pentru că eu nu vreau să salvez nicio aparență. Eu vreau să îndrept lucrurile care nu merg. Nu spuneți că tot nu merge în sistemul ăsta de învățământ. Sunt foarte multe lucruri de îndreptat. Responsabilitatea profesorului trebuie întărită, dar în același timp trebuie întărită și autoritatea. Dacă faceți o nouă lege a educației cu ideea că sunt câteva lucruri de îndreptat, okay, când trebuie practic. Iertați-mă, să știți că eu nu vin din altă parte, vin din acest sistem. Și chiar dacă am lucrat numai în sistemul de învățământ universitar, să știți că am văzut ca nimeni altul școlile din România. Un număr imens de școli și m-am confruntat cu situațiile. Ați spus la Constanța că avem situația asta cu 38 de copii în clasă, la clasă 1-4. Da. Păi, dumneavoastră ați oprit, nu? Prin 2012, nici nu mai știu, ați ras legea și regula care spunea că minim 20-25 de copii acasă. Sunteți în eroare. Ba, da, sunteți în eroare. Domnul Liviu Pop și după aia ați urmat dumneavoastră și n-ați spus profesor, nimic. Dacă sunteți profesor, uitați-vă în lege. În acest moment legea stabilește maximum 25 de elevi. Și de ce avem 38 ajungem? De copii? De și cum ce? Ajungem la 30? De ce lasă pentru că părinții presează directorul să-l primească pe copil în școală, directorul cere inspectorului, inspectorul îi aprobă. Și ajungem să avem clasă de 36-38 de copii, în așa fel încât nici școlile bune să nu mai facă performanță în învățământ. Deci aceste lucruri, într-un fel, pentru ele trebuie să găsim soluții. Un lucru la care eu tingim cu toții, despre doamna ele, ministru, deci n-am cum să le țin în reportajul nostru îndedesu. Se vedea foarte bine cum în Finlanda copiii au un obiectiv comun, ei trebuie să aibă aceleași criterii de îndeplinit la sfârșitul unui ciclu școlar, dar fiecare dintre ei primește câte o traiectorie proprie, în așa fel încât în ritmul său elevul să ajungă să aibă îndeplinite respectivele obiective. La noi este imposibil de făcut asta cu clase de 30, dar minte cu 38. Bine, în ce condiții unor copii, de regulă, 30 de copii, profesorii le pot face traiectorie profesională proprie? Trebuie să corectăm aceste lucruri. Nu trebuie să mai rămână. Cum sunt faceți? De acord cu dumneavoastră. Legea, inspectorul, regulă clară pentru inspector, nu trebuie să aprobe. În Franța, minimul, maximul, 20 de copii, este printr-o nouă lege a educației. 20 de copii maximum într-o clasă, foarte, Franța. Foarte bine că ați dat exemplu. Franța, am văzut ce a făcut ministrul educației de acum, a stabilit, așa cum spuneam, obiective foarte clare și pe cicluri de învățământ, dar și pe discipline. Îmi place foarte mult reforma pe care o face și este o reformă de inspirație. Doamna profesoară, 20 de copii într-o clasă? Da, asta când pui copilul și interesul în centru. Dar când pui păstrarea palmaresului cadrului didactic a învățătoarei care trebuie să alerge... Dar despre ce vorbiți despre păi, asta? Uite, unde, scrie, unde scrie în legea actuală pe care n-am făcut-o eu? Unde scrie o asemenea chestiune? Da, unde? Despre ce vorbiți? Totul e condus așa. În momentul în care învățătoarele aleargă disperate după hârtii ca să-și câștige salariul de merit, e o competiție extraordinară. Le trebuie 500 de adeverințe ca să se bată în hârtii. E sigur că la clasă ea se întoarce și pune presiune pe copii prin prestație lor academică, forțată sau nu, prin numărul lor, să obțină palmares. Sigur că nu-i mai convine să aibă 20 de copii la clasă nealeși. Veniți după evantaiul naturii umane. Nu avem curba lui Gauss. Și copii de nivel mediu, și excepțional, și slabi. Ia să vedem cum își construiește doamna învățătoare portofoliul dintr-o clasă medie, normală. Sigur că pot să-mi construiesc cu 38 de copii aleși pe sprânceană, meditați din clasa pregătitoare. De asta spun, opriți asta. Sau ce consecințe aplicați în primul rând că acest inspectorul lucru, eu care acceptă declarat că numai fac lucrul acesta, că voi face lucrul acesta și am în vedere să stabilim lucrurile foarte clare prin viitoarea lege, dar în același timp n-aș fi de acord cu dumneavoastră că peste tot e la fel. Că atunci ar fi jale România. Păi este jale. Avem 40% analfabetism funcțional, 40% de copii care nu își au bacalaureat. Pe ce vă bazați?
Pe ce vă bazați când spuneți date asta? 2016. Cine a făcut? Pe ce vă bazați, domnul Prelipceanu? Pentru că știți care e drama noastră? Sunt cifre pe care, care se vehiculează, care n-au niciun suport în realitatea sistemului. 40% da? Analfabetism funcțional. Uitați-vă, o să facem acum o evaluare foarte clară a numărului de elevi, ca să vorbim în cifre exacte despre abandonul școlar, nu despre 20%. Dar analfabetismul funcțional? Pentru că dumneavoastră și vă spuneați adineauri că sunt copii care citesc un text și habar n-au ce-au citit. Da, eu nu pot să fac referire decât la lucrurile despre care știu și despre care am informații și despre care știu exact că așa este. Da? Că România, uitați-vă, dacă ne uităm la absolvenții de liceu din România, pleacă cel puțin între 5 și 7 mii, poate chiar 10 mii pe an în străinătate, în marile universități din lume. De ce sunt primiți acolo? Putem să spunem chiar despre tot învățământul, că este așa, cum spune doamna profesoară. Contestați cifra de 40% analfabetism funcțional. Nu contest, dar este, cred că este deci nu contestați. Nu contest, dar cred că trebuie să avem foarte mare responsabilitate atunci când vorbim de cifre exacte. Da? Nu, dar numărul acela de copii care sunt primiți cu brațele deschise, că sunt tare deștepți, nu sunt neapărat produsul unui sistem funcțional. Știm bine, eu am copilul la liceu de elită în București, știm bine că supraviețuirea claselor de elită la licee de centru capitalei se întâmplă cu meditații. Da? Pleacă peste hotare copii care au un intelect natural, fiecare țară are 5-6% de copii extraordinari și oameni, e proporție naturală, care nu atunci sunt neapărat de testul sistemului și nu sunt că produsul școlii, sunt produsul unor oaze, să zicem, de lucru în care familia și profesorii supraviețuitori într-un liceu de elită pun parte în parte bani și interes ca să-și promoveze acești copii și ca ei să reziste profesional la un nivel mai mare. Dar și la aceste licee sunt oameni care duc practici aberante didactice, trecute foarte ușor cu vederea și știute de toată lumea. Nu generalizez, dar fiindcă sunteți ministrul al învățământului... Dumneavoastră generalizați și generalizați rău în tot sistemul. Nu putem să ne apărăm sistemul, spunând că mai sunt și oameni buni. Nu e adevărat, eu nu apăr. Eu spun despre sistemul românesc că este extrem de polarizat. Este polarizat și pe criterii sociale, pentru că este polarizat selecția copiilor și pe criterii de performanță. Aici suntem. Aici trebuie să corectăm lucrurile. Sunt conștientă de chestiunea asta, că mă uit cu ochii la deschiși. Ce puteți să faceți pentru selecția copiilor astea pe ochi frumoși din clasa pregătitoare? Știți că sunt practici peste tot. Eu cred că școala de cartier este școala de cartier și ea trebuie respectată. Deci întreruperea ideii de rezidență la un prieten, la un cineva de acolo, de unde e școala, unde consideră părintele că se realizează copilul lui, pentru că toate școlile trebuie să fie bune. Toate școlile trebuie să aibă profesorii de ciclu primar. În Finlanda sunt cei mai bine plătiți. De ce? Pentru că acolo se dă startul copilului. Și este extrem de important. Ne vorbea despre importanța educației timpurii. Da, exact. Educația timpurie este chiar educația înainte de școală. De la 0 la 3 ani și de la 3 la 6 ani. Și acest lucru este foarte important. Deci noi acum avem de gestionat, între alte dosare pe perioada președinției, chiar acest dosar, care se va finaliza cu o recomandare a Parlamentului European, o recomandare care se referă tocmai la educația timpurie și la îngrijirea copiilor. Devine obligatorie școala de cartier? Da. Sau mai bine spus, interzisă mutarea în altă există parte? Există moduri de a fenta asta, o groază de oameni care și-au luat... pe buletin, cum se flotant, nu știu ce speranță mai am că mai pot să îndrept lucrurile, dacă totul e... Dacă aveți trebuie o intenție, spuneți-mi, dacă da. Asta copilor cum faceți asta? Școala de cartier este școala de cartier. Copilul acolo trebuie să meargă acolo în circunscripția lui de domiciliu, după opinia mea. Dacă nu avem învățători care să facă ceea ce trebuie să facă pentru un copil cuprins în ciclu primar, atunci trebuie să plece învățătorul și copilul să rămână acolo. Manual de limba română, clasa a patra, Misterele din Bucegi, un text pe care l-am citit împreună ceva mai devreme. Colegii îl vor pune pe ecran. Știți că e o dezbatere întoi. Cum poate apărea un astfel de text pseudoștiințific? Nici măcar pseudoștiințific, ci pur și simplu împotriva oricărei idei de dovadă, de a
dea vreun soi de argumentație pentru așa ceva. În munții Bucegi, în preajma stâncilor Babele și Sfinxul, există o zonă de 1 km² în care organismul nu obosește și se înviorează brusc. Specialiștii spun că aici se manifestă un fenomen magnetic rar întâlnit, care are efecte benefice uluitoare asupra organismului uman. Este un text care apare în manualul de limba română, clasa a patra. Sunteți profesoară de chimie, doamna Andronescu, da. Deci aveți educație științifică, aveți respect pentru știință. Cum vi se pare povestea asta? Și din respect pentru elevi și pentru profesori, anul acesta am schimbat metodologia pentru evaluarea și întocmirea manualelor. Am crescut foarte mult accentul pe calitate. Manualul se punctează pe calitate cu 100 de puncte. Dacă nu ia cel puțin 95 de puncte, nu trece. Cum a putut Ministerul Educației să avizeze un astfel de manual? Și în același timp, evaluatorii vor fi aleși în așa fel încât să nu mai ajungem la situații de felul celei pe care dumneavoastră ne semnalați acum. Doamna profesoară Moraru, cum credeți că a apărut un astfel de text într-un manual tipărit, avizat de Ministerul Educației, probabil este și folosit de profesori la clasă? Cum? Aceeași problemă a răspunderii și feedback-ului pe care îl primești personal și a responsabilizării omului sau profesionistului. Dacă nu avem asta la firul ierbii, nu o să avem nici la nivel înalt al selecției academice, pentru că probabil că acolo posturile, pozițiile sunt mai importante decât calitatea muncii făcute. Un grup de profesori, un mare grup de profesori... Ascultând-o pe doamna profesor, mă gândeam că niciodată n-am făcut mai puțin de 40 de ore pe săptămână, ci dublu de cele mai multe ori. N-are legătură stând, cu cât muncește fiecare. Nu, doamna, are legătură, pentru că timpul ăsta nu l-am pierdut uitându-mă la televizor sau stând cu ochii pe pereți, ci stând cu ochii... Păi da, asemenea mie, sunt foarte mulți profesori care... Pentru autorii acelui manual există acum răspundere și responsabilitate pentru gugorițele de acolo. Oamenii ăștia pățesc ceva? Sincer. Da, manualul acela trebuie să iasă din circuit. Lasă manualul. Ce fac oamenii care sunt pericol pentru copiii noștri? Nu pun astfel acolo de sunt două categorii de vinovați. Cine a avizat evaluatorii, manualul? Da, în egală măsură, vinovați cu autorii. Care a avizat. De aceea, păi, ministerul avizează prin evaluatori, nu face altfel. Ministerul are un corp de evaluatori care analizează conținutul manualului și care decide în final pe rezultatul pe care îl dau evaluatorii. Anul acesta, în metodologie, dacă o să vedeți, sunt sancțiuni la adresa evaluatorilor. Îl retrageți pe manual? Puteți, aveți puterea să-l retrageți? Toate manualele cu greșeli, teoretic, n-au ce căuta pe masa elevilor. Teoretic, să vedem, practic? Teoretic, practic, trebuie să vedem cu ce bani îl înlocuim. Nu pot să vă spun acum, dar teoretic ar trebui să-l înlocuim. Și atunci trebuie să căutăm resurse ca să-l înlocuim. În urmă cu 2 ani, la Ministerul Educației a existat un grup de lucru pentru reducerea programelor, în special pentru gimnaziu. Pentru că suntem cu toții de acord, sunt prea multe materii, fiecare materie are o programă atât de stufoasă încât este practic imposibil să parcurgi atâta cu elevii. Este și motivul pentru care unii nici măcar nu mai ajung să citească, pentru că nu mai citesc, nici nu mai înțeleg și așa mai departe. Lucrurile merg de sus în jos. Grupul ăla nu mai există. Își mai pune grupul de lucru, își mai propune cineva să reducă materia la gimnaziu. Și vreau și să vă spun întâmpla? Că deja se întâmplă, în sensul că aceste comisii naționale care reevaluează programele disciplinelor au început să lucreze. Am avut săptămâna trecută întâlnire cu Comisia de Matematică. În această idee, pentru că încărcarea aceasta excesivă, deși doamna o să spună că asta e o prostie. Hai să lăsăm pe doamna să ne spună ce încărcarea vrea să ne aceasta spună. Excesivă determină pe elevi să nu-i mai placă școala, să nu-i mai ducă cu exact drag la școală. Și atunci noi trebuie, pe de-o parte, să-l motivăm și pe profesor să facă lecția atractivă și în același timp să fie suficient de explicită pentru elev. Că ceea ce îi se dă fără ca el să înțeleagă, el respinge pur și simplu. Nu, ori învață pe din afară. Și într-un caz și în celălalt, școala nu este în câștig și nici elevul și nici societatea, dacă este. La momentul respectiv în care se vorbea foarte serios despre reducerea materiilor, la un moment dat a fost o dezbatere despre comasarea lor. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte cât de tare s-au supărat profesorii că unele dintre materii ar trebui făcute împreună. Da, bine. Am stat de vorbă la momentul respectiv cu academicianul Solomon Marcus, matematicianul. Și iată ce ne-a spus. Problema este aceasta, simplu ca bună ziua. Se constată că populația școlară și în special la gimnaziu
suferă de încordare psihică, depresie, stres, adică tot ce poate fi mai opus stării de relaxare pe care o presupune actul de învățare. Învățarea nu se poate face cu folos decât în condiții de destindere, de bucurie, de plăcere, de relaxare. Și în special la gimnaziu, lucrul acesta nu se întâmplă. De ce la cabinetele de psihologie din școli vin în special copiii de gimnaziu? Clar, problema acolo este. Oamenii se feresc să facă analiza manualelor existente. Și când m-am apropiat de ele, m-am îngrozit. Am constatat că cele mai multe manuale pur și simplu vin în conflict cu sănătatea psihosomatică a copilului. Agresează. Cuvântul cheie este cuvântul agresiune. Am luat pe rând manuale de biologie, de geografie, de istorie, etc. Și am constatat agresiunea se manifestă foarte vizibil, pentru că copilul este pus în situația de a primi, de a păstra și de a reproduce un număr imens de informații, un număr imens care pur și simplu te sperie. Această agresiune a manualelor se adaugă agresiunea temelor de lucrat acasă, caietele elevului, intră în scenă diversi membri ai familiei să contribuie la rezolvarea temelor de tratat acasă. Foarte apreciat academicianul Solomon Marcus, foarte iubit, inclusiv pentru aceste declarații pe care le-a făcut. N-avem cum să nu fim de acord. Din păcate nu mai este cu noi. Știți ce hotărâre am luat? Sper că acest lucru să îl duc cu bune rezultate la capăt. Programele, după ce comisia care generează, Comisia Națională care le revizuiește, să ajungă și la Academia Română și la universități, să avem un punct de vedere comun. Mai multe păreri ale unor oameni care știu ce înseamnă disciplina. Sau profesorii de la catedră. În manualul de clasa 5-a la istorie al fetiței mele apărea la prima lecție sintagma tendințele expansioniste ale Imperiului Persan. Un copil de 11 ani nu știe nici ce tendință, nici expansionist, nici imperiu, nici unde sperși. Probabil pentru că manualele ajung prea adesea la academicieni și foarte puțin la psihologi și la profesori. Sunt scrise numai de profesori din preuniversitar. Toate. Dar ei nu cunosc probabil psihologia copilului de 10 ani, de 11 ani, de 12 ani. Sau există un soi de epatare a calității profesionale sau academice a fiecăruia. Doamnelor, povestea asta cu materia stufoasă este aproape ca șantierul autostrăzilor din România. Suntem cu toții de acord că avem nevoie de autostrăzi, prin nu știu ce minune nu reușim să le obținem. Nu e numai materia stufoasă, e și cultura competitivă, concurențială între copii, indusă încă de la clasele foarte mici. Se fac încă, din punct de vedere al mentalității și atitudinii noastre psihologice față de natura umană, suntem încă în convingerea rigidă că copiii trebuie de mici băgați în competiții cu frică că celălalt e înainte, învățătorii și profesorii încă practică comparații. Că dacă nu înveți o să ajungi gunoier. Da, și părinții de cele mai multe ori. Dar astea sunt practici generale în școli. Punerea copiilor în top, afișarea mediilor. Eu am o groază de prieteni în medii online care își afișează numele copiilor de la clasă și notele luate la nu știu ce concursuri școlare. Vede toată lumea, compară copii. Sunt niște practici extrem de toxice care trebuie interzise. Asta peste suprapunerea cu o materie stufoasă și peste o pregătire a cadrelor didactice care nu știu să accesibilizeze actul didactic, să pună în practică tehnici care presupun conectarea copilului cu realitatea. Se predă foarte teoretic, se predă despre tendințele expansioniste ale Imperiului Persan la un copil care încă n-a trecut de stadiul, în stadiul abstractizării, în care are încă nevoie de să construiască, să modeleze. Da, am un
În aceeași perioadă am fost la o școală în Spania, într-o localitate mică cât Călărașul, și am văzut o clasă a 5-a la istorie. Construiau, toată sala lor de clasă era plină de modele de castele, de modele ale perioadelor istorice, totul era vizual, copiii se mișcau prin clasă, erau și foarte mulți români acolo, emigranți. E o diferență enormă între stilul nostru teoretic. Ce spuneți de copii de gimnaziu care n-au văzut niciodată o hartă sau nu au folosit niciodată o busolă? Iarăși e vorba de responsabilitatea profesorului. Nu, ne trebuie un sistem de măsurare foarte clar a impactului didactic. Acum, să știți, la calitatea corpului profesoral aș putea să fiu de acord cu doamna. Adică nimeni nu s-a mai ocupat de ceea ce numim noi formare continuă. Mă uitam zilele trecute pe legea japoneză. Din 10 în 10 ani, profesorii dau examen din ceea ce s-au format în perioada respectivă. Un examen pe cunoștințe științifice ale disciplinei, pe care o predau și pe tehnologia didactică. Deci, trecerea profesorilor din nou în universități, reîmprospătarea cunoștințelor, reîmprospătarea modului în care predau la clase, cred că este obligatorie. Și de aceea, noi avem acum un proiect care este în derulare și care are drept obiectiv să formeze 55.000 de dascăli care, la rândul lor, să fie formatorii celorlalți. A fost amânat un an proiectul ăsta, e câștigat acum de mult grantul derulat. Și amânat de un an și n-a pornit. A pornit. E o chestie amânată de mult. Asta. Sunteți foarte pesimistă. Da, sunt de tare ce? Supărată. Se poate face foarte mult în România, se poate face de mâine. Dar ne-am închilozat în, pe de o parte, o necunoaștere sau o neschimbare a mentalității legate de psihologia copilului și de învinovăția lui, pe de o parte de perindarea asta la minister a multor miniștri care au făcut schimbări mici și niciodată chestiuni de strategie pe termen lung. Ajutați-mă să facem schimbările care sunt necesare. Eu mă străduiesc unde pot. Legea educației o pregătiți pentru primăvara asta? Da. Nu e grabă? Ea va fi în dezbatere. Parlamentul va decide când o ia în aprobare. În dezbaterea pentru aprobare. Singurul lucru pe care ni l-ați spus până acum în legătură cu această nouă lege este că vă doriți o evaluare între treapta întâi și treapta a doua de liceu. Nu, n-am spus lucrul acesta. Am spus că, după opinia mea, copiii aceștia ar trebui să fie, să avem învățare și evaluare continuă, pentru că este un proces mai temeinic. Tot pe copii, da? Să punem examene. Haideți, nu le spunem pe profesori. Hai să-i verificăm pe ei și să... Da, școala este făcută pentru profesori, școala e făcută pentru elevi. Da, pentru elevi, dacă ai profesor de calitate. Păi da, evident că profesor de calitate. Evident că am nevoie, în primul rând, de profesor de calitate. Vă mulțumesc mult. Este doar o primă discuție. Vă mulțumesc mult. Scurtă pauză, ne întoarcem cu România furată. E bună patima, doamnă? Înseamnă că încă mai avem pasiune. Știți ce se întâmplă? Patima ne pune în situația să reacționăm. Încă mai avem pasiune și e foarte bine. Pasiune avem, pentru că altfel nu ne asumăm o responsabilitate. Nici pentru copiii noștri nu avem un pic de patima, atunci murim cu totul patima. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Ne întoarcem cu România furată.